Salutare tuturor și bine v-am găsit la cel mai tare episod din ultimul timp, pentru că avem un pin pack pe care trebuie să-l deschidem, un pin pack special de aici. Odată ce vei cumpăra toate skinurile acestea, practic acesta este pin pack-ul unde îți va da pinuri pe toți brawlerii. Și stare curios dacă voi cumpăra Bexel Burley, pentru că aceștia sunt niște brawleri exclusiv Retropolis, cum o să fie pinurile, care o să fie animate și așa mai departe. În fine, cu toate astea, nu uitați de butonul de la Ștefan, să face peste 5.000 de like-uri, să este targetul. Știți bine chestia asta. Codul mă dă link pe shop în permanență să-l aveți. Dați și un mare, mare follow pe Trovo sau pe Facebook, pentru că acolo pe Trovo facem live-uri speciale, iar pe Facebook postăm episoade speciale pe care nu le vedeți pe YouTube. Vă las linkul în descriere acolo să dați un mare, mare follow. Așa, bun. Deci, o să cumpăr Bexel Burley, ăsta Star Power-ul și skin-ul pe Ash împreună cu pin pe cu de aici, o să le iau pe un alt episod, de stați pe aproape. Așa, și astăzi o să iau Bexel Burley cu codul Mădălin pe Shopan, ca să am toate skinurile, pentru că aceste skinuri sunt, cum s-a spune, arhivate și vor veni o dată pe an, deci atenție mare să le cumpărați, pe lângă faptul că o să vă las în continuare, după ce o să cumpăr eu Bexel Burley, o să las în continuare și câteva meciuri, cum am reușit să fac, să fac challenge-ul, 10 cu 0. Ia uitați aici, dacă intru eu frumos, 10 cu 0 la V8-Bit Retropolis Challenge. Și îl avem noi pe V8-Bit. Cam așa, nu prea am putut să mă joc cu el, pentru că nu a fost mapă de el. Cred că ar fi fost Gengrab astăzi. Da, poate dăm un match cu V8-Bit. Nu se știe pe Gengrab, să vedem. Și unul cu Burley. Așa, ia să vedem noi să-l cumpărăm aici. Bam, 79 de gemuri. Bum. Nu prea place skin-ul ăsta. Nu aș fi dat. Bine, ce drepte că e 79 de gemuri la reducere, la jumate. Dar sincer, 79, nu chiar jumate. În fine, dar n-aș fi dat atâtea gemuri dacă cumva nu-mi veneau pinurile acelea. Și azi vedem acum? Ok, deci așa arată. Vine pin exclusiv pe Burley, pin exclusiv pe Brock, cel pe Cal, Morty și 8-Bit. Dar nu sunt animate. Cu siguranță în viitorul îndepărtat sau apropiat o să fie animate, asta e clar. Că cred eu că toate pinurile din joc o să fie animate la un moment dat. Deci în mare parte cam așa arată pin pack-ul acela nou. Nu știu dacă cumva o să fie băgat în joc. Aia uite că acum apare 5 din 5. Nu știu la un moment dat dacă o să fie băgat în joc chestia asta. Dar acum de ce mai apare Starting for 79 dacă eu l-am cumpărat? Nu dispare oferta asta absolut deloc nici dacă dau restart. Vorbesc serios că nu mai am ce să mai cumpăr efectiv. Și am revenit alături de Jagger și de Adiță. Uite dacă tot au venit băieții, cred că o să dăm un match, două meciuri cu 8-Bit și două meciuri cu Burley, astfel încât meciurile o să fie cu win. Nu e o mapă meta pentru 8-Bit, pentru V8 8-Bit mapa asta, clar. Dar încercăm să vedem ce putem să facem. Nu știu unde să mă duc, ar trebui să mă duc centru, asta e clar. Avem Jin aici. Am încercat acolo niște hituri, dar din nou le-am ratat. Ne-am săgin, trebuie să mă bat la perete, am două gemuri. Am dat acolo un hit, n-am putut acolo. A murit, ok, perfect, perfect. Jagger dă super-ul. Chestia e că Adiță are contra Rico-ul pe partea aceasta. Bine, l-a bătut acolo, a spart și peretele, este în regulă. Un hit aici, hit bam, are Star Power-ul de a-și încărca viața. Trebuie să avem grijă la Jin și la Sandy, care va veni cu stun. Se joacă foarte mult Rico Brock pe... Obito nu mai e deloc meta, are movement-ul foarte mic. Și-am încărcat viața acolo. Un hit acolo, a murit Jin, e perfect, mai este Rico în viață, o și Sandy aici. Niște hituri acolo, hit din nou, hit din nou. Jagger are power-up destul, power-up, are gemuri o grămadă. Ar trebui să nu facem noi vreo prostie. Am teleportat. O să iau gemurile, mai trebuie încă unul. Ce să nu iau damage, mi-a bătut tureta. Nice, e aici Sandy. Bine, i-a dat acolo, foarte bine au stat băieții. Doamne, deci cât de off meta este Obi la momentul de față.
foarte off meta, bro. Nu mai e bun deloc cum era înainte. Și pe lângă faptul că cred că era român sau nu era român, nu știu sigur, dar aveau niște brawler destul de buni. Să mai dăm un meci cu Obit și după aceea o să revenim cu două meciuri cu Bărle și cam asta a fost episodul, pe lângă faptul că ați văzut cum am reușit să-l câștig pe Obit. De data aceasta ne-a găsit meci instant, deci avem Brock cu Rico și cu Ash. Exact ce vă spuneam, asta este cel mai nasol, că Brock își are, îi are contra lui Obit. Brock la momentul de față este insane. Am dat un hit acolo lui Brock, mi-a dat și el niște hituri, se bagă după perete. Și are splash-ul ăla insane, bro. Hit acolo la Brock, foarte low HP. Dacă reușesc eu să dau aici niște hituri în Rico ca să-l bătem, nice, l-am bătut, e perfect, s-a descurcat și Jagger bine. Hit aici în Ash, va veni Brock, îmi dă... Ui, splash, bro, unde mă pot feri eu? Unde mă pot feri eu de Brock? Deci e inevitabil să-l poți lua. Ok, am dat acolo niște hituri destul de bune în Brock. Și adiță splash-ul aferent. Am turet aici, va veni Brock, un hit în Brock, Ash aici, dau hit în Ash. Să mă și regenesc, că hiturile lui Brock sunt fata. Ui, uite-te! Avem gemuri? Stăm pe spate, trebuie să vină neapărat Jagger. Deci lăguiește puțin. M-a omorât acolo. Ok, perfect, o să ia Jagger, nice. Deci e insane Brock la momentul de față versus Aidid. Bun, m-am teleportat acolo, o să vină Brock, n-am casat hiturile. Nicio șansă, bun. Am câștigat și de data aceasta cu 8-bit, bineînțeles că m-au ajutat băieții super, super mult, că altfel era jale cu el. Și acum hai să dăm cu Burley, două meciuri, cu nebunia asta. Trebuie să ne ce să luăm, deci avem gadgetul acesta și extra damage. Da, totodată am uitat de pinurile exclusive, ca să punem, să le punem pe brawleri. Că probabil dacă tot le-am luat, avem Mortis. Mortis e o problemă foarte mare pentru mine, într-adevăr. Și Ticu, pentru că și Ticu îmi dă contra. Nu știu, skin-ul ăsta nu mi-a plăcut absolut deloc. M-a omorât Mortis, uite-te și m-a omorât Mortis și damage-ul pe care l-am dat și l-am încărcat din Star Power. Păreri. Vreți să sar acolo? No, n-a sărit. Și am mai dat și gadgetul, și de ce am dat gadgetul, bro? Pe ce am dat gadgetul? Are la de spart pereții, adiță. Eu acum nu mai am pereți absolut deloc. Bine, ah, nu l-a nimerit, bro, că dacă nimerea. Ce să-l pușesc pe Colt. Colt a murit. Tic este aici. Bun, am omorât capul. Băieții se pricep acolo și dau contra. Da, a murit. A murit acolo. I-am dat contra lui Mortis, nu chiar. Stai puțin, gemurile la care cum sunt? Dăm aici lui Mortis niște hituri. Mai avem nevoie de un gem. E Mortis aici, va veni pe mine. Eram sigur. Trebuie să mai luăm un singur gem. Gata, perfect. S-a îngrijit la Mortis. O să dau un hit de control. A luat și gemul. Bine acolo, bine de tot. A omorât. Să nu vină Mortis. Că o să vină Mortis să dea rush.
Până aici super. Bine, a fost omorât. Nice, 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 bun meci. Bă, Mortis-ul e o prostie mare de tot pe Gengrab. Deci eu jucat foarte mult și nu știi când vine în tine și îți dă rush și te va bate. Ia să luăm noi pinul exclusiv. Să-l punem așa primul. Dar din păcate nu e animat. Asta e chestia. Și pe obi dacă luam, nu era animat absolut deloc. Deci doar îl pui și este gen fața normală, fără nimic. Și am revenit cu ultimul match. Am scăzut ce-i drept pentru că se joacă efectiv până în scap de matchmaking, se joacă numai brawler meta. Nu ai ce să cauți cu alți brawleri, cum ar fi Obit și așa mai departe. Avem aici Tara. O să încerc aici să dau niște hituri. Să țin la distanță pe Tara. Ce drept că Burley-ul nu mă ajută absolut deloc decât dacă stau aici la pereți. Este Jesse, Tara în continuare, îți dau aici un hit la Jesse. Tara este pusă în presiune cu Jesse, asta trebuie să continuăm noi cu presiune pe margine. Să punem și pinul dacă tot l-am luat, că e păcat să nu-l punem. Rock probabil o să sară. Ok, o să încerc să fac pasul înapoi, o să dau aici un super. Ca să-i mai pot pușa în spate. Ia, uite, uite ce splash a dat Brock. Încerc să nu iau o rachetă, rachetă, doamne, gemuri. Să nu iau rachetă, am zis. Ai bă, vai ce era să mă omoare acolo. E bine-s. Bine-s. Mai au și ăsta aici. Încercăm să nu lăsăm pe Brock să pușeze. Dăm aici așa, bam. Ne mai trebuie un singur gem și ne putem duce în bază. O să vină Jesse acolo, încerc să mai pun eu niște plăcinte ca să nu mă pușeze. Pot să pun gadgetul de pe acum. Nu mai am nicio șansă, ăsta e meciul. Măcar după atâta timp au avut și niște brawler off meta. Ceea ce m-a bucurat extrem de mult. În fine, cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și de abonare. Și ne vom vedea data viitoare la un alt episod de Brawl Stars. Pe jocul acesta minunat. Pa, pa!